dimineața la toți prietenii mei, am revenit și eu, fanii de la Staia. Gata, am răcit. Am dormit azi noapte fără foc. Gata. Păi ce, era foc? Frig? Că nu da, era. Era. Mie nu era. Pentru mine era. Eu sunt mic, născut, operat la stomăcel. Ca bebelușul. Am spus să faci o țără foc azi noapte, dar n-ai vrut. Era cald. Și era cald. Unde mergi acum? La Severin. Te duci cu curca la control? Ce curcă? Faci raze la curcă. Nu. Să-mi cumperi ceva. O pungă de pufuleț. Iar pufuleț. Ce filmezi aici? Drumul, mașinile, pe tine, ia uite. De mine? Da, zi. Ce să zic? Ce mai faci? Ce vrei să-ți dau de la Severin? Zii, ce te dau? Stai să mă gândesc, până Severin mai... Ai timp la Severin? Da. Dacă te gândești bine, dacă nu, iar bine, rămâi tot așa, altă dată. Cu gândul, a? Mai bine, hai să facem programare, să-l tundem pe Pufi. La salonul îl tundem noi. Da? Da. Să vedem când e liber, să-l ducem acolo la tuns. Trebuie, trebuie. Vara, să nu facă cărnile alea... Cârcioabe. Căpuși. Da, mai degrabă aia trebuie să facem. Căpuși. Pe fănică lăsai dormind. Vreau să-l iau cu mine la Severin. Lasă, doarmă și eu. E o puțin de două zile că nu mi-au fost plecat. Da. Vreau să arăt la toți prietenii noștri moara dracilor. Păi am mai arătat-o odată. N-ai arătat-o bine. Moara dracilor. Da, să vadă că există și acum moara dracilor de la Fântâna Domnească. Da. Ia uite aici. Arată, filmează. Uite, uite. Asta a fost moara dracilor. Da. Moara dracilor. Aceea veneam noi de făceam făină de mălai. Veneam cu străicuța. Făceam mășinam câte o baniță de boabe și aveam o lună de mâncare. Păi cu saci. Cu saci de ce nu veneai? Ha? Cu saci de porumb. Nu aveam. Și așa ce adunat de pe câmp, nu? Da, eram și noi năcăjiți, săraci, amăreți. Ce adunați după tractor, după florii? Da, adunați noi după miriște ce găseam pe acolo, porumb. Da. Dar eram sănătoși. Nu glorie, nu? Că n-aveai glorie atunci. Tractor era de ăla, nu? Eram sănătoși, mâncam bine, beam bine, beam vinul cu oala. Cu borcanul. Oile, nu? Prastamă? Da, și eram foarte sănătoși. Puneai usturoi? Mâncam o varză acră cu ardei. Da? Da, ce știi? Nu știu, n-am prins. Așa, vezi? Aici e gara Prunișări, știi? Știu. Ia uite, filmează, gara de la Prunișări, unde a copilărit Fane, a crescut aceea Fane de la Straia. Și veneai și aceea ducea... aveam eu separe, unde dormeam eu, la domnul Rai Israel. Acolo aveam separă meu, la domnul Rai, la Israel. Mamă, ce nume ăla? Ce boier ăla cine era? Ăla a fost boier mare, renumit. Nu? Al lui Robescu. Da? Domnul Israel. Mamă, ce nume, așa ceva n-am mai avut. A, boier mare ăla, ne ducea acolo, punea în fața ta tot tava cu de toate. Împinge tava. Da? Da, varză acră, piparcă. Oțet. Și oțet. Sticlă de țuică, sticlă de vin. Ce nu punea? Brânză, ceapă, a? Punea? Da, punea. Matulou. Da. Era bun atunci, a? Era. Păi și când veneai la domnul Israel, cum luai bătaie și plecai de acasă? Când mă certam cu tata, cu mama, când mă certam eu și plecam de acasă de nebun. Aveam acolo separare unde dormeam. Da. Uite, acolo e tatăl meu, filmează, să-l vadă și pe tatăl meu acolo, la mormântul ăla. Albu, da. Da, trebuie să mergem acolo să facem o țără curățenie. Iar mă duci acolo. Da. Trebuie să mergem să facem curățenie și acolo. Și acum să-ți arăt unde am avut eu un eveniment.
Când eram de mult cu Steric, am avut un accident aceea. Unde? Să țară de unul. Mai în față? Da. Aici unde a ieșit, a sărit de mult din mașină tron. Tron? Da, ducea un mor și a sărit cu totul din mașină. Jos? Da. Și mai l-a luat, l-a luat. L-au pus în mașină ea. Și nu s-a fărâmat tronul. Uite aici. Vezi? Uite aici, așa. Uite, chiar de aici, din curba asta, de aici, m-am dat eu cu mașina peste cap și am mers până aici. Cu fața în sus, cu rotele în sus, aici. Pe tavan? Da. Și am scăpat, n-am avut nimic. Dumnezeu a fost nimic. Da. Da. Aici e un izvor, apă bună. Frumos, aceea când ne întoarce să luăm niște brânză, că vă zic că vânde unul brânză aici bună. Te-ai luat aseară. Hai, revenim. Da? Câte minute avem? 6. Revenim. Am ajuns cu doamna Marița la Clinica Invest să-i fac niște analize. Așa cum v-am spus că merg cu doamna Marița la niște controle. Este și ea mai în vârstă și mai are și ea probleme de sănătate. Trebuie să am grijă și de ea, că dacă nu am eu grijă de ea, cine are grijă de ea? Dacă ea n-are tată, n-are mamă, n-are frați, eu sunt pentru ea și tată, și mamă, și frați. Așa că vreau să spun la toți prietenii mei. Tiro, ce faci cu el? Păi? Doamna, gata? Gata. Ai făcut control la păsărică? Nu, analiză. Păi de ce? Așa. Ce ai de ești așa supărată? Uite. Ma. Sânge. Gata. La vână. Hai. Miercuri după masă să vii aici să iei analiză. Tot eu? Totul. Păi de ce să vin eu? Păi tu ești bărbat. Hai, circulă. Eu te filmez. Da. Ești respectată, doamna Marița. Am fost cu ea la control pentru că are o problemă la... Care e ambriajul? Ambriajul? Da, uite culea. Care e ambriaj? Uite culea, aici e culea. Nu cumva ești tu grea? Aici mă doare și culea. Și dacă ai fi tu grea? Spatele. Acum poate ai rămâns pe bune. Păi cum? Mai știi? Poate să bucure copiii că mai facem un băiețel. Unde nu? Mașina? Ce zici dacă să bucure copiii, frați? Să ceartă? Da, cum să nu? Păi de ce să se ceartă? Ia zi. Nu le convine, ha? De ce nu le convine? Păi dacă eu vreau... Nu? Vrei, eu nu. Ce? Eu dacă nu vreau... Hai că revenim, fratele. Poate, domnule, băsile bateria la el? Da. Păi am pus acumulator de la fermă. Păi ce-ați legătura la mașină? Mulțumesc. Păi am făcut și priza cu fuzeie, făcut și priza, nu mai mergea nici priza la mașină. Dar nu mai e bun el, e bateria de 80. Ce zici, doamna Marie? Am murit de căldură acum. Se caldă acum. Până acum ce ai că ți-o frig? Da. Vezi? Bă, eram când e frig, eram când e cald. Da, păi o bag de zară pe canalul de YouTube. De seara o dau pe canalul de YouTube. Pe cine? Cu cine ai fost la controlare azi? Cu tine. Cu mine sau cu Furca? Cu tine. Cu mine? Unde ești acum? Să spălăm mașina la spălătorie. Prima dată spălăm mașina, după aceea trebuie să-ți o să mănânci. Da. La tractorie ia să o să mănânci. Da. O pungă de pufuleț în mașină. Mai mare rușinea. Cum adică mai mare rușinea? Mă aflu aici la o spălătorie, la turnul Severin. Am venit să spăl puțin și mașinuța. Aici au o spălătorie. Fane de la Straia cu doamna Marița. Vezi unde vrea să mănâncă puriții de țiganga? La tractor, iauzi. Dar nu mănânci de pe mașina drumului, ca domnul. Știi cum? Ca lăutarul din mers. Revenim. Ce face aceea doamna Marița? Să cald?
Păi de ce ți-e cald? Ha? Nu mâncai nimica. Nu mâncai nimica? Păi da, stai așa, că deocamdată restaurantele sunt închise, auzi. Până după 4, încolo. E o grevă în tot orașul. Asta nu vrei tu să mă zici. Nu că nu prea eu, e grevă. Tot orașul e pus în grevă. Ai răbdare. Mă duc la gazură. Suntem aceia la spălătorie. Am văzut că spală foarte bine băiețe. Vreau să spun la toți prietenii mei, față de alte spălătorii, foarte mulțumit de băieții de aici. Am văzut că se ocupă de mașini, nu de palme, și vreau să spun că îmi place cum se ocupă de mașini. Să știți că îmi place foarte mult. Am mai fost la alte spălătorii, am văzut că pac, pac și gata, e gata. Aici văd că nu. Nu o lasă din mână, face ce știe. Vreau să spun la toată lumea că e o spălătorie foarte bună aici. Cei care vreți să spălați mașinile, la Severin, veniți aici, a fost la școala de șofer. Să știi că sunt niște băieți ca lumea și lucrează frumos și nu se grăbesc. Fanii de la Treia vă transmit. Revin. Uitați cum am făcut Passatul. Vedeți? Uitați. Hai bă, că-i șede și nu-i spălat. Ca omul, nu? M-am făcut un pic de reclamă să vadă lumea că îți faceți frumos. Că nu vă grăbiți, că spălați frumos. Da, frate. Păi zic, ce vrei de spus? Nimica. Unii vrei să mergi să mănânci? Zic. Zic până nu mă cresc. La Gardul Roșu să mâncăm mici în față. Acolo vrei să mergi, la Gardul Roșu. La Criala sau la... În față, nu vreau în spate. Nu vrei în spate? Da. Pe unde în față? La Gardul Roșu în față. Unde o fi Gardul Roșu așa în Severic, eu nu știu. Nu era pe bulevard, în sus. Nu mai e a dat faliment, ai auzit că a închis. Pe unde? Până în semafor. Da, da, a fost, dar nu mai e. A dat faliment. Să nu mă duc aici. Da, domne, că știu eu, a dat faliment. Nu mai e. Se poate să vii dat și faliment. Mă, adică te minci eu pe tine. De câte ori te-am mințit eu pe tine, Fani? De multe ori. De multe ori. Da. Păi și dacă țale ai mergem la piață să mâncăm mici aici? Păi nu mai e omul ăla de multe. Tu vrei la Cornel? Da. Nu mai e săracul, Dumnezeu să auzi. Vrea la Gardul Roșu. În față? Da, nu în spate, în pădure, acolo. Vrei și în față? Da. M-a prins de pielea pe tine. S-o piculată în pădure să nu mă vadă cineva. Au, mamă, vină cu-a. De ce? Vină că veni eu cel. Cine veni? Veni frate tu, vină cu-a. Puși. Veni frate tu, de atâția ani de zădea ucel. Ia uite-l. Tinerea mare. Vezi pe frate tu. Îl vezi? Da. Cum îl cheamă? Căluțu? Vezi că ai fugit de câini, ai dat tot de câini? Da. Vezi? Tot după mine sunt câini. Tot cu câini aici ai. Mă iubesc pe mine câini. Da. Au! Mă dor picioarele, nu mai pot. Hai că te duc, hai acum. Mă duc și să ajung cât? Să au 30 de mici. Au, mamă, atâta. Dacă vrei, 40. Dar greu pentru matale, că nu pot să beau bere. Beau și o bere și gata, și las mașina acolo și primi jos. Iau eu o bere. Bei tu o bere? Da. Ia, domnule, bea ia o bere. La pahar, de la. La pahar. Hai să bei. Ne aflăm aici la spălătorie. Am primit ordin de la doamna Marița să mă duc să iau mici la Gardul Roșu în față. Da, nu vreau. Dar eu nu știu pe unde e Gardul Roșu. Trebuie să chem un taxi. Ultimile semafoare, când ajungi acasă, întoarcem și... Mergem o dată la Straia, da. Și când ne întoarcem înapoi, dăm de ultimul gard. Gardul. Ultimul gard, gata, așa facem. Așa facem, gata, hai. Revin. Uitați-vă, fraților, cum a ieșit Passatul meu. Finalul.
Vedeți? Orice lucru, dacă îl îngrijești, te ocupi de el, arată bine, spălat, aranjat. Ce genți, șmecheri i-am pus. Da, frate. Băieții ăștia nu te lasă, frate, să pleci cu mașina până nu fac ei datoria, treabă, tot ce știe ei. Cum sunt alții, gata, hai. Îmi place cu frate. Foarte mult. Aceea o să vin tot timpul. Aceea când vin la Severin, o să vin tot timpul să-mi spăl mașinile. Poftă bună, doamnă Marit. Mulțumesc. Vezi că ți-am luat să mănânci. Da. Să nu mai spui cum te-am adus la restaurant. Da. Știi unde ești aici? Da. Unde ești? La pizza. La pizza. La Grigo. La Grigo. Vezi că te respect. Da. Ba uite. Dar ce merit? Ba da, meriți. Doamne ajută. Poftă la... mare să ai, poftă. Mulțumesc. Tu mănânci, dar fănică? Hai la masă. Ce facem cu fănică? El nu mănâncă de asta. Păi de ce nu mănâncă? Mănâncă de aia, jupuită. Jupuită. Îi luăm și lui. Și nu și bumăria, îi luăm și lui. Hai, să ai poftă. Hai, mănâncă tu și mănâncă, mănâncă, mănâncă. Ce? Mănâncă, mănâncă, nu te supăra. Păi nu mă lași că mi-e foame. Aha, mănâncă. Să ai poftă. Asta e. Nu se compară nici cu pizzerie, cu Grigo. Auzi ce aici. Frațul. Doamna Marița e frămândă. Fude de analiză. E bun lovioară, săracă. Să ai poftă. Mâine mănânc urzuci. Eu? Da. Urzuci. Mănânc. O legem din grădină. Da? Păi, dar eu ți-am dat ție pizza, mă. Nu mai vrei la gardură? Trebuia să te duci, să te întorci la semafoare, colo. Da? Și așa eram în drumul nostru. Ah, pizza. Da. Dar ți-am foame. Da. Azi noapte ai dormit bine? Da, am dormit fără mândă. Frământă? Da. Păi de ce? Nu am mai mâncat. Da? Hai să ai post. Revenim, fraților. Mulțumesc. Doamna Marița e frământă. Da.